Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. La data de 25 martie s-au împlinit 196 de ani de la înființarea Poliției Române. Cu această ocazie, Inspectoratul de Poliție al județului Vrancea a deschis porțile pentru copiii care au dorit să afle mai multe detalii despre viața polițiștilor și despre misiunile la care aceștia participă. Copiii au fost foarte încântați și mulți dintre ei au promis că se vor face polițiști atunci când vor crește mari. Polițiștii și-au deschis larg porțile astăzi pentru a primi oaspeți. Grupuri de copii și elevi au vizitat curtea Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea, unde au fost amplasate standuri cu tehnica din dotarea polițiștilor. Mascații, criminaliștii, polițiștii rutieri, polițiștii de ordine publică, cât și câini de serviciu au fost la dispoziția vizitatorilor și le-au oferit informații referitoare la tehnica din dotare și echipamentele de intervenție. Cei care au dorit au avut ocazia să urce în mașinile de poliție, să pornească sirenele și să se simte pentru câteva clipe în centrul unei acțiuni. Cei mai mici dintre vizitatori au fost serviți cu bomboane. Cine știe, poate printre ei se regăsesc polițiștii de mâine. Întinde mâine. Palmele către mine. Sărbătorim astăzi Ziua Poliției Române. Avem 196 de ani de la înființarea Zilei Poliției Române. Cu această ocazie avem deosebită onoare să îi avem alături de noi pe cei mici, copiii de clasele 1-4, 5-8, copii de liceu care vizitează o parte din tehnica din dotare, pe câinele polițist LED, o parte din tehnica criminalistică. Mulțumim cu această ocazie tuturor colaboratorilor noștri și tuturor persoanelor care ne-au sprijinit și ne sprijină în continuare. Mulțumim familiilor noastre care ne acceptă în meseria pe care o avem. Mulțumim dumneavoastră tuturor celor care ne sprijiniți și ne oferiți încredere în ceea ce facem. În perioada 19-22 martie anul curent, activitățile desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea în contextul sărbătoririi Zilei Poliției Române au fost dedicate în principal promovării profesiei de polițist. Joi 22 martie anul curent, cei 100 de liceeni care au vizitat sediul IPJ Vrancea au aflat aspecte legate de abilitățile necesare unui polițist, avantajele oferite tinerilor ce urmează școlile de poliție, gratuitate la cazare și masă, un loc sigur de muncă la finalizarea studiilor. Vineri 23 martie anul curent, la sediul IPJ Vrancea a avut loc festivitatea de avansare în gradul profesional următor a polițiștilor care au împlinit stagiul minim în gradul profesional deținut și îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute în actele normative. La mulți ani Poliției Române! Colegiul Național Unirea a primit emblema de onoare a forțelor aeriene în semn de apreciere pentru sprijinul acordat pentru promovarea imaginii forțelor aeriene și armatei române, istoriei și tradițiilor militare. Distinția a fost acordată în cadrul evenimentului organizat sâmbătă în sala de festivități a colegiului, unde a avut loc un simpozion de promovare a forțelor aeriene. Simpozionul a fost organizat de ARPIA, filiala Focșani, pentru promovarea activităților aeronautice, dar și pentru a prezenta oferta educațională a unităților de învățământ din acest domeniu. Au fost organizate scurte expuneri cu oferta educațională a Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă Brașov, a Academiei Tehnice Militare București, a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia Boboc și a Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene Aurel Vlaicu Boboc. Au fost prezenți reprezentanți de la fiecare instituție care le-au explicat tinerilor condițiile de admitere la aceste unități, avantajele pe care le au dacă aleg să meargă la aceste școli. Mesajul administrației județene a fost prezentat de vicepreședintele Consiliului Județean, Dănuț Cristian. Mă simt deosebit de onorat să particip în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea la acest eveniment de promovare a forțelor aeriene române, a instituțiilor de învățământ și a profesiilor aeronautice militare. Cu această ocazie, doresc să vă transmit felicitările domnului Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, pentru organizarea acestui eveniment la Focșani, în anul centenarului Marii Uniri, dar și pentru întreaga activitate pe care o desfășurați cu multă dorire și profesionalism. Iată, Vrancea nu reprezintă doar acel loc unde s-a scris istorie,
Vrancea este reprezentată și de oamenii acestor locuri care au scris istorie, în istoria noastră română. Amintim aici pe generalul aviator Andrei Popovici, artizanul victoriei aeriene de la bătălie de la Mărășești. Bineînțeles, sunt nerăbdător să aflu cât mai multe elemente de istorie, acele elemente de istorie de la dumneavoastră să le aflu, pe care nu le avem în cartea de istorie. Și bineînțeles, poate câteodată îmi doresc să nu le avem niciodată în cartea de istorie, pentru că astfel, alături de dumneavoastră, de realitatea pe care o trăim cu toții, de grijile, de absolut toate problemele care ne înfruntă, dar trebuie să mergem împreună mai departe, le aflăm de la dumneavoastră. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Vrancea a fost prezent Inspectorul General Adjunct Aurel Șeraru, care a menționat susținerea pentru organizarea unor asemenea evenimente. Sunt onorat să fiu astăzi prezent aici la Colegiul Național Unirea, gazda noastră de suflet, în special domnul director care spune prezent de fiecare dată atunci când avem o acțiune de amploare. Să știți că am emoții, dar cu toate acestea vreau să vă mulțumesc pentru că, domnule comandor, ați ales Vrancea, ați ales Focșani pentru această activitate, iar noi, pe linie de învățământ, suntem onorați. În numele Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, vă transmit cele mai bune gânduri. Vă transmit că suntem deschiși, că suntem alături și sprijinim prin toate mijloacele tot ce înseamnă învățământ și educație. Generalul Iosif Rus, președintele ARPIA, a subliniat importanța organizării unor asemenea evenimente și a menționat activitățile derulate de filiala de la Focșani. Sunt onorat de această invitație într-un moment în care la Focșani deja avem câteva manifestări în cadrul acestui an, anul centenar al Marii Uniri, în care am trăit asemenea clipe, prin care scoatem în evidență oameni, evenimente, întâmplări favorabile mediului aeronautic vrâncean, mediul aeronautic din orașul municipiul Focșani. Sunt acest lucru pentru că am această misiune de a transmite salutul nostru al membrilor Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii și al meu personal, cu urări de succes, cu un salut respectuos și urări de succes în viața, învățământul și preocupările dumneavoastră zilnice. Este important să susținem această imagine a forțelor aeriene, așa cum a fost prezentat de domnul comandor Manolache, din faptul că personal am trăit asemenea clipe cu întâlnirea domnului comandor Tănase, momente, unele dintre ele și aici în zona Focșani, pe aeroportul Focșani, altele în zona Bărgandului, Moldova sau în celelalte părți ale țării. Colegiul Național Unirea a primit emblema de onoare a forțelor aeriene în semn de apreciere pentru sprijinul acordat pentru promovarea imaginii forțelor aeriene și armatei române, istoriei și tradițiilor militare. Aceeași distinție a fost acordată Centrului Militar Zonal Vrancea și directorului Colegiului Unirea, Cornel Noană. În primul rând, mulțumim pentru tabloul care își va găsi locul domnului colonel pe bolul liceului, ca și personalitatea generalului generalului aviator Andrei Popovici. Încet, încet, liceul Unirea își redescoperă absolvenții. Pentru că e greu să-i ținem, neavând un sistem de radiolocație foarte performant, de la mulți am pierdut traiectoria în această imensitate care înseamnă istoria țării. Cu siguranță îi vom regăsi. Ceea ce facem noi aici este cum la fel de plastic, ați spus dumneavoastră, îi pregătim de zbor și încercăm să le asigurăm o independență energetică suficient de mare ca să-și găsească locul de aterizare potrivit și să aibă și mai multe opțiuni. În ce măsură reușim acest lucru, nu știu, dar știu cu siguranță că facem tot ceea ce depinde de noi. Celelalte distincții legate de recunoașterea meritelor Liceului Unirea în promovarea
învățământului aviatic și al celorlalți militari în general, o să continuăm să facem acest lucru. Elevii noștri se informează și singuri, dar parcă altfel sună lucrurile când se întâmplă la ei acasă și aud adevărul din locurile de la oameni implicați. Sute de persoane au fost prezente sâmbătă în Piața Unirii pentru a aniversa Ora Pământului. Cerul a fost luminat de lampioane, în timp ce mai multe coruri, printre care și pastorala, au susținut un recital în aer liber. Primăria municipiului Foșane a aniversat sâmbătă seară Ora Pământului, alăturându-se astfel celor peste 7.000 de orașe din peste 160 de țări care organizează an de an cea mai mare acțiune de mediu din toate timpurile. Anul acesta, organizatorii evenimentului au adus în plus și alte elemente, pe lângă stingerea luminilor timp de o oră. Astfel, sâmbătă seara, în intervalul orar 20:30-21:30, odată cu stingerea iluminatului public, în centrul orașului a avut loc un concert de muzică corală susținut de corul de cameră Pastorala, alături de corul Jones al Liceului de Artă Gheorghe Tătărescu, dar și alte coruri de la alte licee și școli din județ. În timpul concertului au fost lansate 300 de lampioane care au fost puse la dispoziție gratuit tuturor celor prezenți în piața centrală din municipiu. Încă din 2007, când acest eveniment a fost marcat pentru prima oară, participanții au încercat să tragă un semnal de alarmă și sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică în fața problemei dioxidului de carbon produs și emis în atmosferă prin oprirea aparatelor electronice neesențiale consumatoare de energie timp de o oră. De atunci până în prezent, Ora Pământului a devenit un eveniment mondial, dar mai ales un mod de a arăta că ne pasă de planeta albastră, care este casa noastră a tuturor. Balul balurilor bobocilor a fost câștigat de elevii Colegiului Național Unirea din Focșani. La competiția, care a avut loc în weekend în sala polivalentă din municipiu, au participat liceeni de la 5 licee și colegii din Focșani. Este vorba despre elevii de la Liceul de Artă, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Tehnic Ion Mincu, Liceul Pedagogic Spiru Haret și Colegiul Național Unirea din Focșani. Concursul s-a desfășurat pe mai multe probe, iar tema balului din acest an a fost redescoperirea de sine. Bună seara, dragile crânceni, onorat juriu! Și bine v-am găsit! Ei bine, înainte de toate, vreau să încep cu o întrebare. V-ați gândit vreodată cât de mult îi ajutați pe ceilalți? Doar oferind un zâmbet, doar fiind alături de un prieten, oferind energia pe care o aveți. Ei bine, ceea ce vreau să spun este că în acest bal voi aveți puterea să-i ajutați pe bobocii noștri din spate să se încarce de energie și să arate tot ceea ce au ei mai bun. Și acest lucru îl puteți face doar prin multe aplauze, așa că vreau o rundă mare, mare de aplauze pentru balul balului. Rând pe rând, concurenții au adus în scenă programele pentru care s-au pregătit cu mult timp înainte de a avea loc concursul.
final, juriul a deliberat. Pe prima treaptă a podiumului a urcat Colegiul Național Unirea din Focșani, urmat de Liceul Pedagogic Spiru Haret, iar pe locul 3 elevii Colegiului Ion Mincu din municipiu. Mențiunea a obținut cuziștii și elevii de la arte. Micuțele artiste focșenene Sofia Ciobanu și Maira Vrabie au cucerit 3 premii, întâi la Festivalul Internațional Little Stars, desfășurat la Sankt Petersburg. La concursul desfășurat în Rusia și considerat unul dintre cele mai dificile festivaluri de profil, au participat soliști de calibru din țări precum Finlanda, Suedia, Italia, Bulgaria, Rusia și Republica Moldova. În cadrul Festivalului Internațional Little Stars, ajuns la ediția 13 și care a avut loc la Sankt Petersburg, în Rusia, în perioada 19-23 martie, au participat 100 de copii cu vârstele cuprinse între 6 și 12 ani din 19 țări. Elevele școlii Via Music din Focșani, pregătite de doamna profesoară Aurelia Vaida, au reprezentat România cu cinste, obținând rezultate remarcabile. Astfel, Sofia Maria Ciobanu a cucerit premiul întâi la secțiunea internațional și alături de Maira Vrabie e locul întâi la secțiunea grupuri. Aceluiași festival, Maira Vrabie a câștigat premiul întâi la secțiunea tradițional. Considerat unul dintre cele mai titrate festivaluri de muzică ușoară din fosta Federație Rusă, la ediția din acest an au urcat pe scenă copiii din Finlanda, Suedia, Italia, Bulgaria, Rusia, România și țări din fosta URSS. În continuare, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi în mare parte înnorat, iar vântul va sufla variabil. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 5 grade, iar cele maxime între 6 și 8 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!